În această etapă, oferta programelor de licență ale celor 9 facultăți din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava cuprinde 244 de locuri bugetate și 958 de locuri cu taxă, 8 locuri pentru candidații de etnie romă și 15 locuri pentru candidații originari din Republica Moldova, care au susținut examenul de bacalaureat în România. Pentru studiile universitare de masterat, cei interesați au posibilitatea de a ocupa 67 de locuri fără taxă și 690 cu taxă. Candidații de etnie romă pot candida pe 2 locuri finanțate, iar etnicii români din Republica Moldova mai au disponibile 16 locuri. Tot în luna septembrie va fi demarat procesul de admitere la studiile de doctorat, pentru care universitatea scoate la concurs 33 de locuri fără taxă. Acestora li se mai adaugă 68 de locuri cu taxă și 4 pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora. Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligația de a se înmatricula cel târziu până la data de 16 septembrie.